FC Botoșan va evolua în runda 11-a Superligii în deplasare cu Universitatea Craiova. Dan Alexa este nemers pe banca echipei noastre. Sperăm să-și mențină invincibilitatea. Dane, un meci foarte greu. Foarte greu prin prisma a tot ceea ce se întâmplă. Avem accidentați, plecăm în câteva, în 10 ore plecăm la, în 12 ore plecăm la către Craiova, o deplasare din două, jucăm în două zile, jucăm chiar la limită, la alea 48 de ore. Un meci dificil, o echipă rănită, Universitatea Craiova, o echipă care caută victoria pentru că au probleme foarte mari, din ce citesc și eu, din punct de vedere al rezultatelor și al reacțiilor de după ultimul joc. Îmi doresc foarte mult să am jucători, măcar să am 17-18 jucători arți, foarte important pentru mine. Lucrurile cert e că Florescu și cu Drole nu or să, la cum am văzut, mi-e foarte greu să cred că la Drole lucrurile sunt clare, la Florescu mi-e foarte greu să cred că pot să facem în două zile. Trebuie să găsim variante, trebuie să mergem să suferim, trebuie să arătăm atitudine, trebuie să încercăm să obținem maxim din jocul ăsta. Pentru că nu avem timp să ne plângem, trebuie să arătăm caracter, sigur trebuie să facem niște schimbări în primul 11, pentru că e necesar, e vital, adică nu, e absolut necesar să le fac. La Craiova sunt, așa cum ați spus dumneavoastră, ceva probleme. Ivan e suspendat, jocul nu merge, rezultate... Jocul merge, dar gândește că au jucători foarte buni. Lucrurile sunt foarte clare. Universitatea Craiova este o echipă cu... jucători care poate să facă diferența, e Mitriță, e Colici, e Marcovici, cum îi întorci, e Bancu internațional, e Screciu internațional, cum îi întorci, i-au și menajat în cupă, e foarte important, la ei 7-8 jucători n-au jucat deloc, nici nu i-au luat la București, e greu, va fi un meci foarte greu, dar îmi doresc să avem atitudine, pentru mine e foarte important și jucătorii care intră să facă bine. Așteaptă o serie de 3 meciuri, cel puțin, să nu zic foarte grele. Nu, foarte, uite, dar ce îmi dă încredere este faptul că 50 de minute, 60 de minute a fost echipa mai bună ca Rapidul. Indiferent că era 2-0 și avea o liniște, ai adus mingea foarte ușor, ne lipsește gol, ne lipsește jucătorul care să dea gol. Din păcate, ducem de foarte multe ori mingea în care o advers, cu situații clare și nu dăm gol. Contează foarte mult, mai ales când ești o echipă care suferă foarte mult din punct de vedere a rezultatelor. Pentru că e riscul să intri într-o criză, să nu mai ai nici ocaziile astea. În momentul în care nu mai ai încredere, să nu mai ai nici ocaziile astea și atunci ai o problemă foarte mare. Okay. Vine și prima victorie în campionat? La Craiova? I hope the first win is coming in La Craiova. Hard game there? Hard game? No, every game is hard, but we need to play together, and together, I think we can take this first win. It was a good match against Rapid, but you didn't win. You hope that this will happen at Craiova? Yes, we play good, but we need to keep this chance. This chance we need to take this. And with work and with collective, I hope it's coming. Thank you very much.